Bun găsit tuturor! Vă îmbrățișez cu mare drag. Astăzi am ales un alt cadru în spate, de unde să vă pot transmite și să vă pot citi pe mai departe din minunata carte Biologia Credinței. Sper că sunteți bine și sper să aveți și vă doresc din toată inima să aveți o lună de mai, mai însorită, mai sănătoasă și mai plăcută sufletului din toate punctele de vedere. Să mergem să citim, zic eu. Am ajuns data trecută sau am rămas data trecută la epigenetica, noua știință a obținerii din puterii personale. Este clar că teoreticienii care susțin ideea genelor ca destin, au ignorat o știință veche de un secol despre celulele enucleate. Însă, nu mai pot să ignore noile cercetări ce le subminează credința în determinismul genetic. La vremea când proiectul genomului uman ținea titlurile de pe prima pagina a ziarelor, un grup de oameni de știință inaugura un domeniu nou și revoluționar în biologie, numit epigenetică. Știința epigeneticii, care înseamnă literalmente controlul asupra geneticii, schimbă profund modul în care înțelegem cum este controlată viața. În ultimul deceniu, cercetările în domeniul epigeneticii au stabilit că tiparele de ADN transferate prin gene nu sunt bătute în cuie la naștere. Genele nu sunt destinul. Influențele de mediu, inclusiv alimentația, stresul și emoțiile, pot modifica aceste gene fără a le modifica macheta de bază, iar specialiștii în epigenetică au descoperit că aceste modificări pot fi transferate generațiilor viitoare, la fel cum tiparele de ADN sunt transferate prin dublă spirală. Fără nicio îndoială, descoperirile din domeniul epigeneticii au mers dincolo de descoperirile din genetică. De la sfârșitul anilor 1940, biologii s-au ocupat de izolarea ADN-ului din nucleul celulei pentru a studia mecanismele genetice. În cursul acestui proces, au extras nucleul din celule, i-au străpuns membrana înconjurătoare și au îndepărtat conținutul cromozomial. Apropo, făcând o mică paranteză, nu știu dacă știți că o celulă, dacă îi scoți nucleul și dacă îi scoți tot ce are ea înăuntru ei, ea în continuare supraviețuiește. Când moare ea cu adevărat, atunci când îi se sparge membrana celulară. Da? Am încheiat paranteza. În zelul lor de a studia ADN-ul, cei mai mulți oameni de știință au aruncat proteinele, ceea ce, după cum știm acum, este echivalent cu a arunca bebelușul odată cu apa de baie. Specialiștii în epigenetică aduc bebelușul înapoi, studiind proteinele din cromozomii care se dovedesc a juca un rol la fel de crucial pentru ereditare ca și ADN-ul. În cromozom, ADN-ul formează nucleul, iar proteinele acoperă ADN-ul ca o mânecă. Atunci când genele sunt acoperite, informația nu poate fi citită. Imaginează-ți că brațul tău acoperit este o bucată de ADN care reprezintă gena ce conține codul pentru ochii albaștri. În nucleu, acest fir de ADN este acoperit cu proteine regulatoare legate ce acoperă această genă pentru ochii albaștri ca mâneca unei cămăși, făcându-o imposibil de citit. Și cum dăm la o parte mâneca? Este nevoie de un semnal din mediu care să impulsioneze proteina mânecă să-și schimbe forma, adică să se desprindă de dubla spirală și să permită citirea genei. Odată ce ADN-ul este dezvăluit, celula face o copie a genei expuse, ca rezultat activitatea genei este controlată de prezența sau de absența proteinelor acoperitoare, care la rândul lor sunt controlate de semnalele din mediu. Povestea controlului epigenetic este povestea modului în care semnalele din mediu controlează activitatea genelor. E clar că graficul cu supremația ADN-ului pe care l-am descris mai devreme este oarecum demodat. Acum, schema revizuită a fluxului de informații ar trebui numită supremația mediului. Noul flux de informație din sistemele biologice mai sofisticat începe cu semnalul din mediu, apoi merge la o proteină regulatoare și abia apoi ajunge la ADN, ARN și la rezultatul final, o proteină.
Epigenetica a evidențiat și existența a două mecanisme prin care organismele transmit informații ereditare. Aceste două mecanisme le oferă oamenilor de știință un mod de a studia atât contribuția naturii, genele, cât și contribuția educației. Dacă ne concentrăm doar pe schițe, așa cum au făcut oamenii de știință, vreme de decenii, influența mediului este imposibil de măsurat. Să recurgem la o analogie, să sperăm va face mai clară legătura dintre mecanismele epigenetice și cele genetice. Ești suficient de în vârstă? Un exemplu. Ești suficient de în vârstă ca să-ți amintești de zilele când programul la televizor se întrerupea după miezul nopții? După ce programul normal se oprea, pe ecran apărea o miră. Cele mai multe mire arătau ca un fel de tablă în care arunci cu săgeți, cu un ochi în mijloc, ca în ilustrațiile de pe pagina următoare. Gândește-te la tiparul mirei ca fiind tiparul codificat de o anumită genă, să spunem gena pentru ochi căprui. Rostițele și butoanele televizorului pot face o ajustare fină a mirei, poți să o stingi sau să o aprinzi, precum și să o modelezi o serie de caracteristici, inclusiv culoarea, nuanța, contrastul, luminozitatea, marginile verticale și orizontale. Prin ajustarea butoanelor poți modifica modul în care tiparul apare pe ecran, fără a modifica efectiv tiparul original ce este transmis. Trecem mai departe la experiențele din viața părinților modelează caracterul genetic al copiilor. Aici merge pe un experiment, o să vedeți un experiment făcut pe șoareci în laborator, care să ne demonstreze unele aspecte conținute. Acum că știm că acordajul fin, influențat de mediul pe care l-am descris mai sus, poate fi transmis de la o generație la alta, un studiu de referință publicat de Duke University în ediția din 2003 august a revistei Molecular and Cellular Biology demonstrează că un mediu mai bogat poate chiar să anuleze mutațiile genetice la șoareci. În acest studiu, savanții au studiat efectul suplimentelor alimentare asupra femelelor însărcinate care aveau gena anormală numită agouti. Șoarecii agouti au blana galbenă și sunt extrem de obezi, ceea ce îi predispune la boli cardiovasculare, diabet și cancer. În experiment, un grup de mame agouti, obeze și cu blană galbenă au primit suplimente alimentare în grupări metil disponibile în magazinele de nutriție sănătoasă, care conțin acid folic, vitamina B12, betaină și colină. Au fost alese suplimentele bogate în grupări metil, deoarece o serie de studii au arătat că grupul chimic al metililor are legătură cu modificările epigenetice. Atunci când grupări metil se atașează de ADN-ul unei gene, ele schimbă caracteristicile de legare ale proteinelor regulatoare din cromozom. De data aceasta, titlurile de ziar de tipul regimul alimentar bate genele aveau dreptate. Mamele care au primit suplimente cu grupări metil au fătat pui obișnuiți cu greutate normală și cu blană maro, deși urmașii aveau aceeași genă agouti ca și mamele. Mamele cu gena agouti care nu au primit suplimentele au născut pui cu blană galbenă și care mâncau mult mai mult decât cei maro. Puii galbeni au sfârșit prin a cântări aproape de două ori mai mult decât omologii lor subli cu pseudo-agouti. Fotografia oferită de universitate reprodusă este izbitoare. Deși cei doi șoareci sunt identici din punct de vedere genetic, ei arată în mod radical diferit. Un șoarece este suplu și maro, iar celălalt este obez și galben. Ceea ce nu poți vedea în imagine este că șoarecele obez suferă de diabet, pe când omologul său identic din punct de vedere genetic este sănătos. Aici ne arată cele două exemplare. Alte studii au descoperit că mecanismele epigenetice sunt un factor într-o varietate de boli, printre care cancer, boli cardiovasculare și diabet. Recent, eminentul om de știință din Orniș a dezvăluit faptul că, prin simpla schimbare a dietei și a modului de viață, mă scuzați,
Timp de 90 de zile, pacienții cu cancer de prostată au schimbat activitatea a peste 500 de gene. Deci vă dați seama cât suntem de capabili să ne schimbăm în interiorul nostru. Multe dintre modificările genelor acestor pacienți au inhibat procesele biologice cruciale pentru formarea tumorilor lor. Dovezile oferite de epigenetică au devenit atât de covârșitoare încât unii oameni de știință mai curajoși chiar îl invocă pe Lamarck, evoluționistul batjocoritor, care credea că trăsăturile dobândite ca urmare a influenței mediului se pot transfera de la o generație la alta. În ultimii ani, biologia moleculară a arătat că genomul este mult mai fluid și mai reactiv la mediu decât se presupunea înainte. De asemenea, s-a arătat că informația poate fi transmisă la moștenitor și în alte moduri decât prin secvența de bază a ADN-ului. Și iată-ne înapoi în punctul în care am început acest capitol, numit mediul. În propria mea activitate de laborator am văzut de nenumărate ori impactul pe care un mediu modificat îl avea asupra celulelor pe care le studiam. Însă, abia la sfârșitul carierei, am înțeles pe deplin mesajul. La 20 de ani după ce primisem sfatul lui Irv, că atunci când văd că celulele se îmbolnăvesc, să analizez mai întâi mediul. În sfârșit am înțeles, ADN-ul nu controlează sistemele biologice, iar nucleul în sine nu este creierul celulei. Exact ceea ce vă spuneam, dacă se scoate nucleul din celulă, celula încă supraviețuiește. La fel ca mine și ca tine, celulele sunt modelate în funcție de mediul în care trăiesc. Câmpul în plină evoluție al cercetării epigenetice nu doar l-a făcut pe Lamarck să arate ca un clar văzător, ci l-a și determinat pe profesorul și mentorul meu, Irv, care a inspirat titlul acestui capitol să arate el însuși drept ceva mai mult decât un clar văzător. După mai bine de 40 de ani este vorba despre mediul înconjurător. Să luăm în considerare un studiu de la Stanford, trâmbițat în mass media cu titlul ce sunau calvate din biologia credinței. Studiul de la Stanford a constatat că 3/4 din variațiile în sistemul imunitar al gemenilor identici care împărtășesc același genom s-au datorat influențelor nemoștenibile dependente de mediul înconjurător, inclusiv expunerea la microbi, toxine, diete și vaccinuri. Studiul a constatat că, de-a lungul timpului, factorii de mediu modelează sistemul imunitar al fiecărui gen, astfel încât diferențele dintre gemenii identici cu vârsta de peste 60 de ani sunt mai mari decât diferențele sub 20 de ani. Cercetătorul Mark Davis, microbiolog și imunolog la Stanford, spunea: un sistem imunitar sănătos se adaptează continuu în urma întâlnirilor sale cu agenții patogeni ostili, cu microbii prietenoși din intestine, cu componente nutritive și altele, punând în umbră influențele majorității factorilor ereditari. A devenit tot mai evident faptul că această credință în puterea secvențierii genomului de a prezice bolile de care va suferi o persoană mai târziu în viață este falsă. În ceea ce privește proiectul genomului uman, gigantica dislocare pe care a produs-o percepția convențională asupra evoluției a devenit chiar și mai gigantică de atât. Așadar, luând în considerare o cuantificare a evoluției în funcție de numărul de gene, noi oamenii suntem izgoniți și mai jos la baza aceea ce embriologul german Ernest Haeckel numea copacul vieții. O ilustrație creată de el în anul 1886, la scurt timp după ce Lamarck și ulterior Darwin au conturat știința evoluției. Imaginea lui Haeckel trasează linia evoluției animalelor de la cele mai simple bacterii situate în trunchiul copacului până la oamenii care ocupă ramurile din vârf ale arborelui. Această descendență avea sens atunci când supremația ADN-ului era susținută de știință cu factorul de control al vieții. Biologii preocupați
de evoluție presupunea în mod natural că pe măsură ce urcăm în copac, trăsături evolutive superioare au ca rezultat o mai mare complexitate genetică. Însă acum, când oamenii se situează la baza copacului, bazat pe gene, este și mai evident că nu populațiile de gene determină evoluția organismelor. Iată un alt fapt pe care îl folosesc adesea în conferințele mele pe post de avertisment față de tendința de supraaccentuare a rolului genelor. Aceeași genă utilizată pentru codificarea proteinei de cheratină, care se găsește în păr, se ocupă și de următoarele structuri: piele, unghii, ghiare, copite și chiar coarne. Gena, care codifică sinteza proteinei individuale de cheratină, ce construiește blocurile celulare, nu controlează modul în care vor fi utilizate aceste molecule de cheratină. Așadar, gene care codifică proteine se ocupă de construirea blocurilor celulare, dar nu determină structura sau complexitatea unui organism. Încercând să răspundem la această întrebare, ce anume determină structura sau complexitatea unui organism, ajungem la un alt rezultat complet neașteptat al proiectului genomului uman. Genele care codifică proteina constructivă a unei celule reprezintă mai puțin de 2% din suma totală a genomului din ADN. Convingerea că acest ADN este inutil l-a determinat pe Francis Crick să-l eticheteze drept ADN de balast. Acest termen, deși ușor de acceptat de către public, irită un număr mare de biologi, care nu reușesc să admită ideea că celulele transportă cantități masive de ADN inutil. Iată de ce genetricienii preferă să utilizeze termenul materie întunecată când se referă la ADN-ul non-codificator. Hotărâți să descifreze misterele acestei materii întunecate, un grup de geneticieni au creat proiectul ENCODE. Rezultatele cercetărilor de până în prezent publicate, după ce am scris prima ediție a acestei cărți, relevă faptul că peste 80% din ADN-ul non-codificator este implicat în reglementarea producției și asamblarea proteinelor codificate în gene. O altă descoperire majoră a constatat și că ADN-ul întunecat conține mecanisme prin care informațiile din mediu pot fi utilizate pentru a modifica citirea genelor care codifică proteine. Se pare că ADN-ul întunecat utilizează mecanisme epigenetice care îi permit unei celule umane cu 19.000 de planuri de gene să codifice peste 100.000 de molecule de proteine diferite. Peste 4 milioane de întrerupătoare de gene din ADN-ul non-codificator constituie un sistem aproape inconceptibil de complicat de conectare a informațiilor, unul care stinge sau care aprinde genele, precum un întrerupător electric, furnizează astfel un mecanism de rescriere a structurii proteice codificatoare. Acest complex sistem de conectare a informațiilor îmi amintește de setul de construcție care mă fascina în copilărie. Un coșmar pentru părinți, acest joc de construcție conținea sute de piese, inclusiv șuruburi și bolțuri, diverse rinzi metalice cu găuri regulate pentru asamblare, scripeți, discuri, roți țințate și un mic motor electric, ceea ce este deosebit la seturile de construcție gen erector și la cărămizile Lego din ziua de azi, e capacitatea utilizatorului de a construi un model și apoi de a-l demonta pentru a reconstrui ceva cu totul diferit, utilizând aceleași piese la nesfârșit. Într-un set analog de construcție, însă de data aceasta biologic, genele sunt piesele fizice de construcție, iar ADN-ul non-codificator reprezintă instrucțiuni despre modul de asamblare a modelelor specifice, adică animale și plante, prin combinarea acelorași părți. La fel ca și setul elector, părțile de proteine derivate din gene pot fi asamblate, dezasamblate și reasamblate într-o varietate de organisme diferite. Planurile corpului pentru fiecare organism, codificate în ADN-ul întunecat, sunt conectate direct la mediul dinamic prin intermediul mecanismelor epigenetice, care interpretează, traduc și controlează activitatea genelor de codificare a proteinei. Rezultatele proiectului ENCODE schimbă radical paradigma de cercetare asociată cu boli precum cancerul.
Înainte să iasă la iveală noi descoperiri cu privire la rolul ADN-ului întunecat, oamenii de știință care studiază genetica bolii au căutat să identifice numai mutațiile de gene de codificare a proteinelor aflate în genom. Descoperirile înregistrate ne revelează faptul că foarte multe dintre bolile asociate cu mutații, dacă nu chiar toate, sunt prezente în materia întunecată în ADN-ul unui codificator. Atunci când combină date din proiectul genomului uman cu acelea din proiectul ENCODE, cercetătorii reușesc să identifice ADN-ul non-codificator întins în regiuni socotite a fi ultrasensibile. Studiile din ultimul deceniu au furnizat descoperiri uimitoare despre structura și funcția elementelor non-codificatoare ale genomului, adică ADN-ul de balast, oferind de asemenea perspective uluitoare despre impactul pe care 2% din genomul ce codifică proteinele îl are asupra sănătății și bolii. Aceste studii se concentrează pe porțiuni de ADN numite telomere, ce se extind de la capetele genelor codificatoare de proteine, deși ADN-ul telomerelor este non-codificator. Nu contribuie la planul genei din structura proteinei. În primul rând, extensiile telomere împiedică spirala dublă a ADN-ului să se desfacă. Aceasta este o funcție importantă, deoarece fiind instabil structurat, ADN-ul destrămat ar compromite informațiile codificate necesare pentru a asambla o proteină funcțională. Din punct de vedere funcțional, telomerele seamănă cu capetele de plastic de la extremitățile unui șiret, cunoscute în branșă sub numele de eghileți. Atunci când un eghilet se desface, firele țesute din capătul șiretului se destramă și încep să se uzeze, ceea ce le afectează funcționarea telomerelor. De câte ori ți-a fost pusă la încercare răbdarea când te chinuiai să inserezi un capăt ciufuliț de șiret prin minusculul orificiu al încălțărilor tale? Poate chiar în copilărie, poate vă aduceți aminte. În al doilea rând, telomerele furnizează platforma fizică necesară pentru duplicarea ADN-ului. Celulele trebuie să-și reproducă ADN-ul înainte de a se divide, pentru a se asigura că fiecare celulă fiică primește un genom complet. În cadrul acestui proces, o enzimă ADN helicază desface spirala dublă, în timp ce un complex de ADN se atașează pe capătul liber al șirului de ADN. Telomerele preîntâmpină pierderea de informații ce codifică proteine în timpul duplicării de gene, furnizând o bandă non-codificatoare de ADN a cărei pierdere nu va afecta planul proteinei. Aici ne este arătat, ilustrat partea de ADN și de construcția telomerelor, cum funcționează. Dacă vă interesează, vă invit să vă achiziționați cartea, în ea sunt mult mai multe informații decât poate vă prezint eu, însă consider că sunt informații fantastice pe care chiar merităm să le parcurgem. De ce? Pentru că merităm. Pe măsură ce proteinele defecte se acumulează, celulele funcționează inadecvat și în cele din urmă mor. Dar acestea nu se întâmplă neapărat imediat. Gândiți-vă, când mâncați ceva sau când puneți ceva mort pe ceva viu, da? Ceva sintetic pe ceva viu. Este clar că din ceva metalic nu poate ieși viață. Da? În anii 1960, Leonard Hayflick calcula din observațiile sale asupra celulelor cultivate că acestea se pot divide în condiții de siguranță timp de încă aproximativ 50 de generații înainte ca telomerele lor să se piardă, iar duplicarea ulterioară a ADN-ului produce proteine defecte ce compromit sănătatea celulelor și capacitatea lor de a se diviza în continuare. Descoperirile sale despre telomere au dus la convingerea că oamenii au o durată de viață limitată, determinată de numărul de diviziuni ale celulelor stem atunci când înlocuiesc miliarde de celule care mor fiecare zi. Înainte să te deprimi din cauza senectuții iminente cauzate de faptul că celulele tale stem continuă să se dividă, am niște vești grozave. Sunteți pregătiți?
Biologii au identificat o enzimă specială numită telomerază, a cărei funcție este de a extinde lungimea telomerelor. Activitatea telomerazei este echivalentul molecular al unei fântâni a tinereții, deoarece reaprovizionează telomerele pentru a crește vitalitatea și reproductibilitatea celulelor stem. Activitatea telomerazei îmbunătățește starea de sănătate și ghiciți ce? Chiar prelungește viața. Dar mai e ceva. Experiențele de viață pot stimula sau suprima activitatea telomerazei. De exemplu, experiențele stresante din timpul dezvoltării prenatale, abuzurile în copilărie, atât verbale cât și fizice, violența în familie, tulburările de stres post-traumatic, deficiențe nutriționale și lipsa de iubire, toate inhibă activitatea telomerazei. Acești factori contribuie la debutul bolii și la scurtarea duratei de viață. În schimb, exercițiile fizice, o nutriție bună, o perspectivă pozitivă asupra vieții, un trai dominant de fericire și recunoștință, ajutor acordat altora și exprimarea dragostei, în special a iubirii de sine, toate intensifică activitatea telomerazei și asigură o viață lungă și sănătoasă. De fapt, un studiu canadian recent a constatat că pacientele cu cancer de sân, care au făcut parte dintr-un grup de sprijin și meditație și au conservat lungimea telomerelor, în timp ce telomerele pacienților din grupul de control care nu au participat la astfel de activități au devenit mai scurte. Așa cum voi discuta mai detaliat în capitolele ulterioare, influența primă în controlul activității telomerazei este mintea, care este influențată prin programarea dobândită înainte de vârsta de 7 ani. Și după cum voi discuta, da, ne putem spori puterea în mod conștient, întărindu-ne telomeraza. Și da, pentru că nu pot repeta îndeajuns, luând în considerare toate cercetările minunate întreprinse în ultimul deceniu, încheiere cu este vorba despre mediu. Și uitați că ne-am încadrat în 26 de minute. Următoarea tură, trecem la următorul capitol, care este capitolul 3 și începe cu membrana magică. Vă mulțumesc foarte mult! Sunt recunoscătoare pentru voi toți, pentru tot ceea ce faceți și pentru faptul că existați. Și vă mulțumesc mult. Abia aștept să citesc următoarea tură. Vă îmbrățișez cu mare drag. Toate cele bune!